În perioada 10-13 iulie 2024 s-a desfășurat la Timișoara etapa națională a sesiunii de referate și comunicări științifice ale elevilor din învățământul liceal la disciplina geografie. La acest concurs național au fost calificați 3 elevi, Farcaș, Blanca, Gabriela, de la Colegiul Tehnic Alessandru Papiu Ilarian din Zalău, profesor îndrumător Ardelean Daniel, moldovan Maria, de la Colegiul Național Silvania Zalău, având ca și profesor îndrumător doamna Sanda Bulgărean, și Vasil Alex Bogdan, de la Colegiul Național Simeon Bănuțiu și Mleu Silvaniei, profesor îndrumător Crăciun Claudia. Elevii sălăjeni au obținut în urma acestei etape următoarele rezultate. Mențiune moldovan Maria, de la Colegiul Național Silvania Zalău, profesor îndrumător bulgărean Sanda, și un premiu special obținut de Farcaș Blanca Gabriela, de la Colegiul Tehnic Alessandru Papiu Ilarian Zalău, profesor îndrumător Ardelean Daniel. Tot în luna iulie, în perioada 15-18 iulie, s-a desfășurat la Iași etapa națională a concursului național Memoria Holocaustului. La acest concurs au fost prezente două eleve, Fiț Gabriela Maria și Chelaru Bianca Viorela, ambele de la Colegiul Național Simeon Bănuțiu și Mleu Silvaniei, profesor îndrumător Gorgan Teodora.